Bun găsit, dragi prieteni! Suntem la emisiunea Studenții de ieri. Eu sunt Silvia Gherasim și astăzi, în sfârșit, în platou cu noi, este un invitat live. Domnul Petru E. Gardner, bine ați venit în platou. Mă bucur să am pe cineva cu care să pot vorbi față în față după perioada de carantină. Vă mulțumesc pentru invitație, să rămână și mă bucur că sunt partea unei premiere, deci. Sunteți. Da. V-am invitat la emisiunea Studenții de ieri pentru că sunteți absolvent de Poli, de Politehnică, de UPT. Ce facultate ați absolvit și când se întâmpla asta? Am absolvit Facultatea de Electrotehnică și asta se întâmpla nu foarte de mult, în 1983. Nu foarte de mult, ieri, alaltă ieri. Da, așa îmi place să cred. Și în prezent ocupați funcția de director în cadrul Societății de Transport Public pe Iluminat Public și Infrastructura. Am zis corect? Foarte corect, așa este. Deci mă ocup de Iluminatul Public și Infrastructura rutieră și linia de contact din și stațiile, substațiile sistemului de transport public din Timișoara. Să știți că astăzi nu o să vă iau la întrebări despre problemele sau chestiunile ce se ivesc prin Timișoara. O să avem o discuție mai relaxată de atât și o să vreau să vă amintiți de ce ați ales facultatea pe care ați ales-o atunci când ați fost copil sau n-ați ales-o? Nu, am ales-o. Atunci, pe acea vreme, în acele vremuri, orientarea profesională, orientările din nivelul de absolvire a școlii generale, respectiv liceului, erau oarecum diferite față de ceea ce se întâmplă astăzi. În primul rând, era o ofertă, să spun, mult mai rigidă și mult mai precisă. Deci aveai o perspectivă mult mai clară despre ceea ce urmează să se întâmple dacă. De exemplu, la terminarea liceului aveai trei variante. Dacă intri la o facultate, aveai un drum în viață. Dacă nu la facultate, o școală profesională, tehnică și intrai în câmpul muncii, cum se spunea pe acea vreme. Eu am ales electrotehnica din pasiune, deci am făcut ingineria din vocație, spun eu, și îmi place să spun că am fost un inginer născut, nu făcut. Era un sistem care eu am prins toate aceste etape de devenire profesională, am prins perioada în care accederea era concurențială. Inclusiv la liceu, vreau să spun că am intrat la liceu cu o concurență de 2,6 pe loc și ultima medie cu care s-a intrat a fost de 6,66. Nu vorbesc la facultate, care erau foarte bine structurate ca nivel de intrare în acele vremuri, facultățile din cadrul Politehnicii erau ierarhizate pe anumite nivele în care o primă triere se făcea, deci o autotriere se făcea practic prin opțiunea studenților, candidaților. Adică nu se ducea un candidat de 7-8 la electronică. Nu se putea. O mică paranteză, să nu uitați să povestiți mai departe. Ce liceu ați terminat și unde? Am absolvit liceul chimie industrială din Arad. Am fost cea de-a doua promoție. Câteva promoții extraordinare ale acestui liceu, deși nu a durat foarte mult, pentru că, mă rog, e o poveste mult mai lungă cu cum a evoluat sistemul de învățământ în acele vremuri, dar mă mândresc că sunt absolvent acestui liceu, pentru că, 3 ani consecutiv, acel liceu a dat la nivel național locul 1, 2, 3 și premiul special pentru chimie la nivel olimpic național. Eu, la rândul meu, am fost olimpic la fizică. A fost un liceu în care primele promoții au promovat foarte serios calitatea
Și lucrurile s-au confirmat până la, dacă bine îmi amintesc, colegul meu de promoție de la chimie a fost șef de promoție absolvent la Liceul de Chimie din Arad, din acea vreme. Deci am absolvit un liceu industrial de bună calitate, spun. Și apoi, cum ați ales Timișoara? Aveați în vedere și alte facultăți sau ați mers direct targetat pe UPT? Am avut și o altă opțiune, să spun, ca și... Am avut din tinerețe, am fost o fire mai ordonată, să spun așa, mai... Și mi-a plăcut partea militaroasă. Wow. Și am avut o primă intenție de a candida la Academia Militară, dar tot cu partea tehnică, inginerie. Și datorez reorientarea părinților care, din motive care țin de fiind singur la părinți, pe vremea aceea militar însemna nu știi unde ajungi, și influența a fost decisivă pentru a opta pentru civilie, să spun, și am ales Facultatea de Electrotehnică la susținerea profesorilor din liceu. A avut o importanță deosebită, a spune, pentru că la acea vreme profesorii știau foarte bine, și cunoșteau foarte bine elevii. Și, mă rog, e o discuție mult mai lungă, în care am rămas de-a lungul timpului impresionat, să spun, de modul în care profesorii la acea vreme știau despre fiecare elev într-o proporție, într-o marjă extrem de redusă, care sunt șansele de a accede pentru una din opțiunile pe care le enunțau la acea vreme. Cum vi s-a părut examenul pentru facultate la vremea aceea? Examenul de facultate a fost... După primul examen am fost, de fapt, la primul examen erau trei examene. La matematică era algebră și analiză și geometrie, trigonometrie, alt examen și fizică. Și ordinea era, pare mi se, algebră, analiză, fizică și geometrie, trigonometrie. Și cea mai mică notă am luat-o la primul examen. Eram deprimat. Noroc că a fost la... că a fost fizica cel de-al doilea, în care eram foarte bun și am obținut a maximă. Și cea de-al treilea, mă rog, a completat... am fost în media cu care am intrat în facultate. A fost un examen foarte serios. Deși, dacă spui concurența, nu ai spune că ar fi atât de greu, nu? Pentru că era la acea vreme facultatea de medicină, care concurența era 20 sau dreptul, atunci erau 10 pe un loc. Nu, la Politehnică nu erau foarte mulți pe un loc, dar așa cum vă spuneam, era o autotriere, nu, așa cum spuneam, nu putea încerca un elev de liceu de nota 7 să dea la electronică. Nu avea șanse. La electronică se intra de la 9 în sus. Așadar, trebuia să te autoevaluezi și să îți maximizezi, să spunem, șansele pentru una din vocațiile pe care puteai să le urmezi. Cum vi s-a părut facultatea și cursurile? Cum vi s-au părut profesorii? Totdeauna am vorbit cu multă emoție, în primul rând, despre profesorii mei. Am avut profesori care au reprezentat modele în viață. Așa cum vă spuneam, de câte ori mă apropii de această clădire, mă apropii de momentele care unii dintre acești profesori au marcat de cursul perioadei cât am avut cursurile, cariera și profesia ulterioară. Dar nu numai cariera, spune și calitățile umane. Pentru că, deși am absolvit o facultate tehnică, prin calitatea profesorilor pe care i-am avut, această facultate mi-a dat și o componentă umanistă. La ce vă referiți? Dați-ne un exemplu.
de un profesor sau cum v-a influențat, chiar dacă fără nume? Pot să dau și nume, dar poate aș nedreptăți pe unii, pentru că este o... De la fiecare ai avut ceva de luat. Unii determinanți, să spunem, care au reprezentat modele în cariera profesională și unii, într-o măsură mai mică, mai ales că nici durata cursurilor nu erau egale, nu? Aveam cursuri de un semestru, cursuri de două semestre, cursuri de trei, patru semestre, erau cele mai lungi cursuri care le aveam. Aș da un exemplu, să spunem, care pe mine, și nu numai pe mine, pe majoritatea colegilor cu care încă ținem legătura și ne întâlnim și la acele întâlniri de 10, respectiv 5 ani. Acum, i-am evocat la vremea respectivă discipline gen filozofie erau, pentru Politehnică era așa o chestie marginală, să spunem, și făceai din obligație, din... Vreau să vă spun că aveam o profesoară care, la care participarea, în special la seminarii, era o plăcere. Și mergeam cu multă plăcere la seminarii, la seminariile doamnei profesor Gabriela Colțescu, care s-a dus dintre noi, am înțeles, în destul de recent. Dar nu numai discipline de care, prin natura lor, erau umaniste, să spunem. La cursuri tehnice aveam profesori care, prin felul în care se în care comunicau cu sala, cu anfiteatru, creau o altă atmosferă. Nu era o atmosferă rigidă, o atmosferă de matematizată doar. Exista acel spirit de apropiere pe care, eu zic că a făcut din acea perioadă farmecul acelor vremuri. Aveați ceva cursuri preferate? Da, de-a lungul timpului erau cursuri preferate pentru, să spunem, influențate tot de calitatea profesorilor. Aveam un curs care n-a fost, dacă bine mă amintesc, decât de un semestru. Și nu era chiar de specialitatea electrică, să zicem, prin care... Cea mai mare parte a cursurilor erau de această natură. Era mecanică și ne preda un profesor, întâmplător, era tot neamț, Horst Klepp, era conferențiar și era fizician. Era de o exactitate și de o rigurozitate care aparent ar obosi, culmea. Era extraordinar de cald în a... Începea cursul în felul următor. În acest curs vom întâlni următoarele noțiuni noi. Făcea o recenzie a vocabularului în care termeni noi, care apar în acel curs, se traduceau, se explicitau. În acel moment, toți înțelegeam același lucru despre acel cuvânt. Mă rog, sunt detalii care, așa cum vă spuneam, da, ce... Curios că le țineți minte și v-au rămas imprimate în foarte amintire. Multe, foarte multe, da. Probabil pe bază emoțională, pentru că asta aduce mai repede în amintire lucruri. Care au fost provocările din facultate? Ați avut ceva examene restante sau erați genul de elev silitor? Student? Nu am avut nicio restanță. Deși nu aș spune că am fost... Deci am terminat cu o medie foarte bună, am ales la... Știți că pe acea vreme locurile după absolvire erau la distribuție națională. Am prins, să zic, Timișoara la medie, dar nu am fost top 5-10 acolo. Și... m-am străduit ca să am vacanța liniștită și nu am avut nicio restanță, chiar dacă la unele examene obțineam o notă mai mică și la sfârșit mi-a părut rău, sigur că conta fiecare punct la media generală, dar n-am mers nici la mărire de notă. Așa că am terminat facultatea fără restanțe, dar și fără măriri de notă. Wow! Cum v-a ajutat UPT-ul, Poli, în traseul dumneavoastră profesional de până acum? În linii mari. Din start, a spune că absolvind
Politehnica Timișoara cu media care am absolvit-o, am prins, să spun, un loc de muncă care pentru acele vremuri era un loc de muncă considerat de top. IM Timișoara, care era considerată întreprindere etalon, domeniul de activitate era strict pe cea, pe specialitatea pe care am terminat-o în facultate, deci lucram în domeniu, era ceea ce putea să își dorească un absolvent care făcea ingineria din pasiune. Și eu m-am considerat totdeauna făcând parte din această categorie. Asta a fost primul, să spun, mare argument. Am constatat ulterior și în provocările de după Revoluție că am avut parte de aproape 10 ani de producție socialistă, după care am trecut în domeniul de activitate concurențial sau de piață, cum spunem, și am făcut tot inginerie, am făcut producție. Nu m-am considerat niciodată, de ce mi se spunea, om de afaceri, n-am fost om de afaceri, am fost întreprinzător. Și tot pe domeniul pe care l-am am avut ca principiu de viață și ăsta, am încercat să-l imprim și fetelor mele, nu poți să fii performant mai mult într-un domeniu decât în cel în care ai studiat și în care ai o bază de cunoaștere și de pregătire temeinică. Așa că, dar n-am avut alte încercări de a... Mă rog, am avut să spun, dar tot și acolo m-am pliat tot pe ce am acumulat în facultate. O scurtă perioadă când am, să spun, am acces în zona politică și am fost senator în Parlamentul României din 2012 până în 2016. Cum ați văzut traseul dumneavoastră profesional după ce ați absolvit facultatea? Atunci era într-adevăr cu repartizări, dar vă doreați să ajungeți ceva anume sau erau limitări? Acum nu mai e moda cu limitările, poți să visezi mare, să te apuci singur, să faci, să... Ai visuri mărețe, dar atunci cum vedeați dumneavoastră traseul acesta? Ca unul fără suișuri și coborâșuri sau ați aspirat la ceva? Aș spune că am aspirat, însă vreau să spun că nu am rupt legătura cu școala, cu activitatea studențească, să spun așa. Consultări cu foști profesori, foști colegi, am susținut și în perioada cât am fost în producție. Relația a rămas, să spun, și de natură interumană cu anumiți profesori care i-am avut în facultate. Urmare a fost și faptul că în 2003, mi se pare, sau când am înscris la un doctorat pe domeniul calității energiei electrice, deci nu n-am rupt legătura, să spun, cu școala. Mi-a plăcut să spun totdeauna acest lucru. Aspirații n-am avut decât în domeniul profesional, să spun. Primii aproape 10 ani, așa cum spuneam, din producție pe care am avut la AM, am avut șansa, eu zic că șansa, de a cunoaște într-o zonă foarte extinsă, aproape în întregime, producția de aparate electrice din aparate de precizie, aproape în întregime, mai puțin partea de contoare în care nu m-am implicat atunci. Parcurgând etape de la nivel de stagiar, tehnolog de formație, ulterior proiectant și ultimii 2 ani am fost șef secție la aparate de măsură și precizie. La acea vreme, parcursul era oarecum simplu, profesional, să spunem, accesarea pe... Deci vă spun că aproape 7 ani de zile am fost la nivelul de cunoaștere in extenso, să spun. Ca provocare, cam asta ar fi. Ulterior, sigur că în ceea ce am făcut, spunând că am lucrat tot în domeniul producției, cunoștințele mi-au fost foarte utile și m-au ajutat, m-au ghidat în a croi perspectiva, încercând să fac ceea ce știu să fac, ce pot să fac. Aveți cuvinte de, nu știu, nu sfaturi, recomandări pentru studenții de azi?
Nu cred că este potrivit să dăm sfaturi, pentru că noi dăm sfaturi în contextul în care am trăit noi. Și indiferent cât am vrea să părem de obiectiv, nu putem să fim obiectivi 100%, suntem marcați de un mod de a gândi pe care l-am dobândit în urma unei acumulări. Dar pot să spun o chestiune care cu siguranță va fi valabilă. Se întâlnește astăzi un fenomen care cred că a ajuns la un nivel chiar îngrijorător. Tinetul de astăzi este foarte convins că prima impresie este și adevărul. Modul de a crede în sau a-și forma convingerile nu este suficient de a porni de la simple senzații, prime informații. Dacă nu au o cultură bazată, o cultură profundă, s-ar putea ca multe din aceste concluzii să nu fie cele adevărate. Și am constatat în ultima perioadă că acest lucru se întâmplă. Și cauza o găsesc eu într-o formă superficială de pregătire, de studiu, de sinteză în final la ceea ce acumulăm și vom fi nevoiți să integrăm. Și atunci soluția ar fi o mai mare seriozitate și implicare în studiu, în timpul facultății Facultatea nu te învață și asta era o axiomă a academicianului Toma Dordea, care spunea în felul următor. Facultatea îl învață pe student nu să știe totul, ci îl învață cum, ca atunci când este pus în fața unei situații, de unde și ce să facă pentru a găsi soluția. Deci este un fel de, o formă de a gândi. Te formează să gândești. Cunoștințele se pot obține de pe internet, de pe o altă sursă. Integrarea lor este mult mai dificil de realizat. Într-un minut, pentru că mai avem la dispoziție un minut, vreau un răspuns scurt de la dumneavoastră. Este o întrebare pe care îmi place să o adresez așa studenților de ieri. Dacă ați alege astăzi, ați alege la fel facultatea? Știu că e o întrebare capcană. E o întrebare capcană pentru că dacă ar fi astăzi condițiile de astăzi, nu știu dacă aș mai gândi cum am gândit atunci. Da, e logic. Dar sigur, ca și vocație, da, ca și dacă vocație. Eu, ca și structură aș, aș fi același, da, aș alege la fel. Excelent. Văd că nici n-ați clintit. Da. Înseamnă că asta e ok pentru dumneavoastră. Vă mulțumim că ați fost în platou și că ne-ați alocat timp. Vă dorim mult succes în continuare și multă sănătate, că de asta avem nevoie cu toți acum. A fost domnul Petru Eie Gartner, eu sunt Silvia Gherasim, la studenții de ieri ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!